Panică duminică noaptea într-un cartier de vile din orașul Ștefănești. Un apel la 112 anunța că o vilă este în flăcări, așa că pompierii au trimis acolo două auto speciale și un echipaj smurd. Când au ajuns, ardea acoperișul unei vile și o anexă din curtea locuinței. Pentru că focul era violent și risca să se extindă, au mai solicitat o autoscară și încă o mașină. Flăcările erau atât de mari încât se vedeau de la marginea Piteștiului. Locatarii de pe strada respectivă, în general oameni cu bani, au ieșit la porți să vadă ce se întâmplă, cu teama în suflet ca incendiul să nu se extindă. După două ore a fost stins. Au ars acoperișurile casei și a anexei pe o suprafață de 200 de metri pătrați, lemn de foc, circa 200 kg, elemente de mobilier și electrocasnice. Cauza este efectul termic, adică un coș de fum a fost amplasat necorespunzător și de la el s-au aprins elemente combustibile din mansardă.